Vă salut cu drag și în această seară, dragi telespectatori, și vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Fiecare dintre noi avem nevoie în viață de repere. Unii dintre noi ne alegem modele din lumea poveștilor când suntem copii, apoi din lumea sportului, din lumea filmului, din tot felul de domenii, astfel încât să ne găsim un drum. Ne uităm și în realitatea socială în care trăim și în funcție de preferințe ne alegem niște repere, fie că vorbim de valori, fie că vorbim de oameni. Dar ce facem? Că există o atât, atât de mare diferență între oamenii puternici și oamenii care nu realizează atât de multe lucruri în viață. Ba mai mult decât atât, își iau niște repere care sunt fie instabile, fie inconsistente. Și atunci, Aici se face o mare diferență între cele două categorii. Oamenii puternici își iau un fel de repere, iar ceilalți își iau cu totul și cu totul altfel de repere. În seara aceasta aș vrea să vedem în epoca aceasta a relativismului, în epoca aceasta în care există atât de multă diversitate și relativism, cum putem să ne găsim reperele astfel încât să fim niște oameni puternici. În Sfânta Scriptură întâlnim multe modele de oameni care sunt dem de urmat și îmi pare foarte rău pentru faptul că oamenii nu citesc Sfânta Scriptură. O consideră doar o carte religioasă, doar o carte sfântă și așa este, dar care nu le poate vorbi pentru viața cotidiană pentru nevoile din secolul 21 și vă asigur că nu este așa. Biblia este de folos în orice epocă, în orice era istoriei, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Și acest cuvânt este viu și se poate plia pe nevoile oricărui om din orice epocă. Așadar, luând exemplele biblice, oricum sunteți câștigați, chiar dacă le luați doar ca pe niște mesaje motivaționale, tot sunteți câștigați. Dacă le luați ca fiind și Cuvântul lui Dumnezeu, sunteți de două ori câștigați. Așa că nu mai veniți cu acele scuze și cu acele... Uh, refuzuri de a citi Biblia pentru că nu vi se adresează așa cum uh, v-ați dori sau că nu vă aduce beneficii. Ba da, cuvântul lui Dumnezeu vă aduce beneficii, fie pe plan motivațional, așa cum am spus, fie ca un cuvânt al lui Dumnezeu spre zidirea sufletească și spre mântuirea voastră. E o carte extraordinară. Nu degeaba, în uh, Timpurile noastre în care trăim, în care avem device-uri, avem atâtea cărți, avem tone de titluri care se vând în librării, totuși, Biblia rămâne pe locul întâi în ceea ce privește căutarea și în ceea ce privește traducerea ei. Este Cartea cărților, este Cartea lui Dumnezeu. Haideți să vedem care sunt reperele oamenilor puternici, oamenilor lui Dumnezeu. În uh, Sfânta Scriptură găsim mai multe personaje, mai mulți eroi care s-au încrezut în Dumnezeu și care au avut un reper fix: relația cu Dumnezeu. Acest lucru nu este deloc de neglijat pentru că noi, ca persoane, nu suntem doar bios, doar ființe care trăiesc precum animalele. Noi avem și un suflet care trebuie hrănit astfel încât să aibă în el valori, să aibă Cuvântul lui Dumnezeu, să aibă acea forță care vine de sus. În momentul în care am tăiat această legătură cu Divinul, din start, suntem limitați să avem repere doar în zona noastră, la nivel orizontal, fie ne luăm pe noi înșine ca etalon, da, acea extrema umanismului în care omul este măsura tuturor lucrurilor, fie ne uităm la, la cei din jurul nostru și zicem putare este reper, celălalt este reper, dar nu ai niște repere care transcend realitatea în care trăiești și care te fac să fii o persoană măreață, un om care are putere, care vine de sus. Dumnezeu, luat ca reper, îți aduce multă stabilitate și multă forță. În cartea întâi a întâia lui Samuel, am găsit un pasaj care vorbește despre lupta lui David cu Goliat. Tot uh, suntem noi obișnuiți uh, cu războiul, nu? Uh, dacă e să vorbim și de războiul din Ucraina și de cel din Israel, peste tot, în toate epocile, au fost uh, războaie și vești de războaie. Așa că acum când citim cuvântul Lui Dumnezeu și vedem despre război, unii vor zice. A, uite cât de mult sânge. Dar când te uiți la filme de acțiune și când te uiți la filme cu crime, alea nu sunt uh, sângeroase. Însă dacă punem într-o altă cheie luptele acestea, vom vedea că ele vor căpăta un alt sens. Omul acesta lui Dumnezeu pe nume David, și a găsit alte repere decât cei de. Cu care era contemporan. Alte repere decât frații săi, alte repere decât cei din poporul său, alte repere chiar decât împăratul lui Israel. O caracteristică a oamenilor puternici este aceea că nu se compară cu ceilalți și nu încearcă să-i imite pe ceilalți. Asta face parte din spiritul de turmă. Care poate să fie la toate nivelurile societății. Ce fac ceilalți? Asta fac și eu. Însă, dacă vrei să ieși din acest anonimat, să fii cu adevărat puternic, trebuie să faci ceva ce nu fac ceilalți oameni. În ceea ce privește începutul vieții lui David, am zice că era predestinat să fie mediocru. Naște într-o familie nu foarte bogată, dintr-o seminție nu foarte importantă și uh, să stai într-o cetate mică. Da, s a făcut câteva profeții că da, din sămânța lui Isai va ieși Mesia, dar până la urmă, de la zis până la făcut, este o distanță destul de mare. Noi suntem oameni care creștem animale și Asta e. O să facem și noi ceva, să reușim, poate și-ar fi spus el într-un într scenariu imaginar, dar e bine aici, e bine la oi, e bine să am grijă de turma tatălui, mai uh, înmulțesc cât pot și eu turma aceasta, am grijă de ea și cam atât. Ce alte visuri de măreție, de împărăție, Na. însă. Viața lui David s-a schimbat odată cu începerea războiului dintre Filisteni și poporul Israel. În momentul în care Filistenii au venit în Valea Terebinților și au atacat ținutul lui Israel, nu e nimic nou sub soare, se întâmplă și astăzi, deși palestinienii nu sunt neapărat niște urmași ai Filistenilor, sunt veniți mult mai recent acolo, au atacat tabăra lui Israel, și au venit cu amenințare și cu o mare provocare. O dita mai namilă de om, cu șase degete la o mână, care avea o suliță imensă, o sabie și o platoșă și o armură de o greutate impresionantă. Și în momentul când a apărut, și-a zis: Uite, vă provoc și vă blestem să-mi dați pe cineva care să se lupte cu mine. Dacă vorbim de oamenii comuni, oamenii comuni se uită în stânga, se uită în dreapta și zic, mai îndrăznește cineva să înfrunte această provocare, acest uriaș nu. Deci nici noi, reperele noastre, sunt mobile. Ce face toată lumea, aia facem și noi. Și întrebarea este, tu în viață inovezi. Sau repeți ce au făcut și au gândit alții? Pentru că aici este o, o cheie care te poate duce într-o altă zonă. Dacă inovezi și repezi ce au făcut și au gândit alții, vei rămâne tot timpul la nivel cu masele. Dacă încerci să acționezi altfel, atunci începi să te diferențiezi. Și îmi place foarte mult că Deși provocarea era mare din punct de vedere uman, era o curată nebunie să te duci să înfrunți un asemenea uriaș. Este ca și cum m-aș duce eu să mă bat cu un campion la lupte sau, eu știu, la box sau la kickbox sau în cușcă, să mă lupt cu cineva care face asta tot timpul. Da, e o adevărată nebunie. Însă, David a avut în vedere o perspectivă mai largă și a spus așa, dacă Dumnezeu va fi cu mine și dacă e vorba de cauza lui Dumnezeu, atunci mă lupt și cu acest goliat, deși nu sunt un războinic format. Ceilalți au zis, uh, cum să ne luptăm noi cu namila asta? Păi nu mă suflă odată și deja suntem ca niște muște în fața lui. Au început să tremure și să fugă de această răspundere. Atunci a ieșit un om din tabăra filistenilor și a intrat între cele două oștiri. El se numea Goliat, era din gat și avea o înălțime de șase coți și o palmă. Pe cap avea un coif de aramă, purta niște zale de solzi în greutate de 5.000 de sicli de aramă, avea niște tureci de aramă peste fluierile picioarelor și o pavăză de aramă între umeri. Totul aramă, aramă. Da. și era greu. Doar, doar echipamentul de protecție era foarte greu. Armura. Nu mai vorbim de forța pe care o avea omul acesta. Coada suliței lui era ca un sul de țesut și fierul sulițelei cântărea 600 de sicli de fier. Cel ce îi purta scutul mergea înaintea lui. Da o scenă impresionantă, de mai din punct de vedere fizic, și avea armura aceea pe el și pășea așa foarte sigur pe el, să te duci tu să te bați cu el, să te uiți așa la el, nu prea merge. Nu merge absolut deloc. Și ceilalți care și-au luat repere, în altă parte decât și-a luat David, au zis, nu, nu se poate, nu se poate. Poate împăratul, hai să vedem împăratul, face vreun pas înainte? Nu, da de unde? Apropo, dacă vă luați repere unde nu trebuie, puteți să vă uitați și în lumea politică, și în lumea religioasă, și oriunde. Dar dacă oamenii aceia nu au curaj să înfrunte acele greutăți și acele provocări, o să vă dea sfaturi duhovnicești, însă nu să vă alegeți cu nimic. Pentru că atunci când e greu, toți fug, de la împărat până la cel mai mic atunci rămâi cu problemele tale sau îți iei un alt reper și atunci le înfrunți și rezolvi altfel aceste probleme. Dacă va putea să se bată cu mine și să mă omoare noi vom fi robii voștri, dar dacă îl voi birui și îl voi omorâ eu, voi ne veți fi robi nouă și ne veți sluji. Filistean a mai zis, arunc astăzi o cară asupra uștirii lui Israel, dați-mi un om ca să mă lupt cu el. Hmm. O provocare cât se poate de, de stringentă și de acută. Nu era că stai să vezi, atunci erau acolo cu o știrile, dar au avut răbdare, știți, aveau trufia aceea a superiorului, a celui care știe că are o nasă în mânecă, știe că poate să stoarcă cât mai mult fără luptă, pentru că oricât ar fi fost ea de... Uh, inechitabilă această bătălie, totuși ți-ar fi adus niște pierderi. Dar dacă dușmanul s-ar fi predat de bună voie, atunci lucrurile se simplificau foarte mult. Și filistenii priveau așa cu mândrie la uriașul lor și peste tabăra lui Israel și spuneau A, ce să faceți voi mă? Avem răbdare, știți jocul acela al pisicii cu Cele Se simțeau de neînvins, invincibili ceilalți tremurau de frică, de la împărat și până la cel din urmă slujitor. Tensiunea era mare în tabără și fiecare dorea să vadă un erou, nu dorea să fie un erou, dorea să vadă un erou, așa cum și astăzi oamenii își doresc mai mult să vadă eroi decât să devină eroi. Câți burtoși, și câți uh, supraponderali, și câți obezi, n-au nevoie de mișcare, dar preferă să se uite la fotbal și la sport decât să facă sport. Câți nu-și doresc anumite lucruri în viață, dar preferă să se uite la alții cum acționează și ei să fie simpli spectatori. Și ajuns în tabără, David. Spune Scriptura despre el că era fiul efratitului aceluia din Betleemul lui Iuda, numit Isai, care avea opt copii. Da, vă dați seama, opt, avea opt fii. Da? Pe vremea lui Saul, el era bătrân și înaintat în vârstă. Este vorba de tatăl lui, lui David. Da? Cei trei fii mai mari ai lui Isai urmaseră pe Saul la război. Întâiul născut din cei trei fii ai lui, care porniseră la război, se numea Eliab, al doilea Abinadab și al treilea Shama. David era cel mai tânăr. Wow! Deci cei mai tari și mai puternici flăcăi ai lui tata s-au dus la război să se lupte cu filistenii. Însă ei aveau altfel de repere. Se uitau la împărat, se uitau la ofițerul cu tare, se uitau la Ioab, se uitau, se uitau, se uitau. Dar nu se uitau și în sus, la Dumnezeu. Și nu se uitau la ceea ce ar putea să facă cu această putere a lui Dumnezeu. Și în momentul în care a ajuns în tabără, văzând această rumoare, această frământare, această frică, această panică în sânul soldaților, David a început să cerceteze, să vadă despre ce este vorba, care este problema. Și după ce a ajuns în tabără, spune Scriptura că a prins acea scenă în care cu o trofie foarte mare, Goliat își puterea și arunca o cară asupra Taberei lui Israel. Și în momentul acela s-a activat ceva în el care trece de sfera obișnuitului. Când motivația este mai mare decât posibilitățile tale de a reuși un lucru. Și atunci te determine să treci la acțiune chiar cu prețul vieții. Imaginați-vă de situații în care trebuie să salvezi copilul, să te lupți cu cineva care este mult mai puternic decât tine, dar nu poți lăsa în mâinile lui. Sau situații în care trebuie să, afli ce, să aperi ceva foarte scump, ceva foarte drag, ceva foarte prețios, ceva foarte valoros, un obiectiv. Și atunci nu mai contează inegalitatea de forțe. Și unii merg până la sacrificiu. Ei, lucrul acesta lipsește majorității oamenilor. Cei mai mulți vor ca alții să iasă în față, alții să apere, alții să se sacrifice și ei după aceea să se alinieze, să vină după, să culeagă lauri, poate chiar să îți fure meritul. Nu este singura ocazie când oamenii au făcut lucrurile așa. După ce cineva a pășit în față și a arătat că se poate, după ce, a, dar e absolut normal, păi și noi puteam. Și așa s-a întâmplat și în cazul lui David. După ce el l-a omorât pe Filistean, toată tabara lui Israel a fost parcă trezită și s-au dus ca să-i bată pe Filisteni. Nu-i așa, noi suntem viteși. Dar înainte de asta era o paralizie totală de moral în tabăra lui Israel. Israel și filistenii s-au așezat în șiruri de bătaie, o știre către o știre. David a dat lucrurile pe care le avea mâinile celui ce păzea ca la și a alergat la șirurile de bătaie. Cum a ajuns, a întrebat pe frații săi de sănătate și a încercat să vadă ce se întâmplă. Pe când vorbea cu ei, iată că filisteanul din gat numit Goliat a înaintat între cele două știri ieșind afară din șirurile filistenilor a rostit aceleași cuvinte ca mai înainte și David le-a auzit. La vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și a apucat o mare frică. Fiecare zicea, ați văzut pe omul acesta înaintând, a intrat ca să arunce o cara, a înaintat ca să arunce o cara asupra lui Israel. Dacă îl va omorâ cineva împăratul, îl va umple de bogății, îi va da de nevastă pe fică sa și va scuti de dări casa tatălui său în Israel. Observați care erau reperele? Să fiu din neam împărătesc, să iau bani, să iau o nevastă frumoasă, Dintr-o clasă privilegiată. Asta era motivația. Și dacă astea sunt motivațiile, nu vei reuși să faci mare lucru în ceea ce privește opera vieții tale. Pentru că reperele tale sunt greșite. Însă David avea alte repere. David nu era interesat nici să pună mâna pe averea împăratului, nici să devină ginerile împăratului, nici să ia de nevastă pe fata împăratului, deși a fost dată mai târziu de nevastă, ci el avea un singur fix, un reper, să salveze onoarea cauzei lui Dumnezeu. Ceilalți, bani, o fată frumoasă, să fiu din neamul împăratului, wow, dar cum să ajung acolo, că mă omoară ăsta? Motivații greșite. Fiți atenți cum a acționat David. David a zis, David a zis oamenilor de lângă el, ce se va face omului acelui care va omorâ pe Filisteanul acesta și va lua o cara deasupra lui Israel? Cine este Filisteanul acesta, acest netăiat în prejur ca să o cărască o știre a Dumnezeului celui viu? Niciunui nu i-a păsat de cauza lui Dumnezeu. Niciunea nu i-a păsat de faptul că filisteanul acesta își bătea joc de poporul lui Dumnezeu. E drept că David pășea spre necunoscut și e drept până la un anumit punct să fie teamă de necunoscut. Însă dacă ți este în continuare teamă de necunoscut și nu vei face nicio schimbare, în cele din urmă existența va ajunge să fie insuportabilă. Goliații din viața ta vor deveni din ce în ce mai mari, presiunea pusă asupra ta va fi din ce în ce mai grea și te vei prăbuși sub povară dacă nu schimbi ceva. Cine este filisteanul ăsta de bagiocorește oștirea lui Dumnezeu? Pe tine ce te motivează să schimbi lucrurile în viață și să faci lucruri noi? Doar acel trebuie doar când ajunge cuțitul la os, ce te motivează să schimbi ceva în viața ta? David era interesat de cauza lui Dumnezeu. Era interesat de onoarea lui Dumnezeu. Da, a întrebat și de celelalte, dar niciunul dintre ceilalți n-a întrebat cum poți să salvezi onoarea lui Dumnezeu. Și cum deși permite netăiatul ăsta prejur să îl blasfemieze pe Dumnezeu? Probabil că dacă David ar trăi în timpurile de astăzi, în era, așa zis, creștină a Europei noastre și a zonelor creștine, ar rămâne pur și simplu uimit de lipsa de reacție. În islam, dacă bat jocorești anumite persoane considerate sfinte sau anumite simboluri considerate sacre, păi în secunda a doi sunt ieșiți la revoltă. În creștinism, dacă blasfemiezi pe Isus Hristos, dacă blasfemiezi simbolurile sacre, dacă îți bați joc de biserică, dacă faci ce vrei, lucrurile neîngăduite de Dumnezeu, a, noi trebuie să fim plini de iubire și îngăduitori, dar cum să fim noi radicali în situații de felul ăsta? Nu, trebuie să stăm, să ne rugăm, să nu avem niciun fel de reacție, pentru că așa o să vadă nelegiuiții că noi suntem oamenii curați la suflet care... Îl iubesc pe Dumnezeu și prin iubirea noastră mută, care nu spune absolut nimic și nu reacționează niciun fel, să vezi cât de mulți o să se pocăiască. Bali verne! Și din cauza aceasta, dragii mei, din cauza lipsei de reacție, pentru că nu mai avem repere sus la Dumnezeu și în Cuvântul lui Dumnezeu. În Europa noastră, așa zis creștină, care a devenit neopăgână în mare parte, vezi cum bisericile se transformă în cafenele, în restauranturi, în, în restaurante, în baruri și în tot felul de alte încăperi care au cu totul și cu totul alte destinații decât au avut inițial. Adică să vorbim de valori, de discursul creștin, păi s-a pilit atât de mult, s-a șlefuit, s-a făcut să... Nu deranjeze pe nimeni! Nu se poate nici să vorbești, nici să zici, să spui. Nu! Trebuie să tolerăm tot! Să fie Dumnezeu făcut preșul tuturor, să fie călcat în picioare, oamenii să înjure, să blasfemieze, să facă ce vor. Pentru că noi suntem atât de sfinți și atât de buni, încât nu putem să reacționăm în niciun fel. Dacă suntem amendați, dacă ni se întâmplă ceva, îți dai seama. Aceasta este logica credinței pusă în paralel cu logica mediocră a fricoșilor. Credința îl pune în prim plan pe Dumnezeu ca reper. Dar ceilalți pun avantajele care per. Și poporul a repetat aceleași lucruri iar după ce i s-a refăcut harta aceea evenimentelor, intervine fratele său mai mare Eliab, care spune așa Pentru ce te-ai pogorât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai pogorât ca să vezi lupta. Ah, îți dai seama cum apare invidia. Dacă cineva vrea să se ridice, dacă vei vrea să te ridici, să faci anumite lucruri altfel decât ceilalți, o să apară în spatele tău invidioși. A, tu! Și o să înceapă să-ți judece motivația, să insinueze despre tine că ești răutăcios, că ești egoist, că te gândești numai la tine, că de fapt ce vrei tu să demonstrezi altora? Când el n-a reușit să facă nimic. Îți cunosc eu răutatea și egoismul inimii. Ai venit să vezi lupta. Noi stăm aici și tremurăm de frică, și tu vrei să o faci acum pe eroul. Însă dacă îți pierzi vremea, chiar cu cei din familia ta, care sunt rău motivați sau rău intenționați sau rău porniți înainte, în față de tine, atunci îți vei epuiza resursele. Oamenii care au scris istorie nu au stat să se consulte cu toți mediocrii, să ceară părerea celor nemotivați, să zic, auzi, tu ce zici? Să mă duc sau să nu mă... Vai, cum să te dai moarte, sigur? Auzi, tu, ce crezi? Cam care ar fi riscurile? Ești de acord să... Nu! Oamenii aceștia au știut să evalueze situația, au știut care este motivația lor și au trecut la acțiune. Oamenii care au rămas în frică, Nu au progresat deloc. Și au rămas în acea pastă a mediocrității. Frica este un dușman extrem de periculos al progresului. Învingerea fricii este un imperativ, nu o opțiune, dacă vrei să realizezi ceva. Și David a zis cu ce am greșitoare. S-a întors să vorbească cu altcineva, nu i-a mai dat importanță. Pe el îi interesa să lupte, dorea să se ducă să înfrunte pe acest uriaș. Și în cele din urmă, din vorbă în vorbă, zvonurile au ajuns până la Saul. Și Saul a auzit, a zis, o la mine. Și a zis, a, bun, ok, nu pot să te duc să te lupți. Dar a început să vorbească și să spună, împărate, m-am luptat cu ursul, m-am luptat cu leu, i-am biruit. Ce mai e altceva? Și cu filisteanul va fi la fel. Eu mă duc în numele Domnului și vreau ca să-l înving. în cele din urmă, neavând alte opțiuni, alte soluții, împăratul a zis, bine, bine, da, dacă te duci, hai să spun eu, care n-am curaj să mă duc, cum trebuie să acționezi. Știți discursul ăsta, nu? Eu n-am curat să fac anumite lucruri, n-am realizat anumite lucruri, deși Saul fusese un războinic, destul de temut în tabăra filistenilor, dar odată cu scăderea credinței și cu uh, acea creștere cultului personalității în inima lui, a egoismului și a mândriei, a început să se teamă din ce în ce mai mult. Și spre sfârșitul vieții, acționa mai mult din frică, din impuls, decât din. Uh, acea motivație interioară care însemna apărarea cauzei lui Dumnezeu. A mers la Saul, el a zis, nu poți să te duci să te bați cu filisteanul, că și tu ești un copil, el este un om războinic din tinerețea lui. Și după ce a argumentat, după ce a spus hotărât ce vrea să facă, Saul l-a îmbrăcat cu armura lui. O armură care nu se potrivea. Așa cum nu, nu ni se potrivește nici nouă acea armură, acea îmbrăcăminte sau acea imitare a altora care ne face de cele mai multe ori caragioși. Ajungem să imităm gesturi, ajungem să imităm tot felul de lucruri pe care le fac ceilalți doar ca să fim și noi importanți. Însă când a făcut 2-3 pași a dat seama că este caragios, inconfortabil în îmbrăcămintea aceea, a dat-o jos și a zis, împărate, eu iau toiagul și praștea și gata. Asta este ceea ce mă caracterizează pe mine. Și cu astea lupt cel mai bine. Nu încerca să fii altcineva folosind acele pârghii și acele gesturi și acele metode de lucru pe care le folosesc ceilalți care nu ți se potrivesc. să nu înseamnă că nu trebuie să înveți de la alții. Dar să nu încerci să fii altcineva, pentru că devii ridicol. Și lumea, să știți că este plină de ridicoli. Deschideți TikTok-ul, deschideți Facebook-ul și o să vedeți ridicolul la el acasă. Oameni care se mai muțăre și fac tot felul de lucruri doar ca să capteze atenția, să câștige like-uri și să aibă parte de o validare care arată cine nu sunt de fapt și care creează o imagine care nu există în realitate. Însă David n-a vrut să fie altcineva. Ăsta sunt păstorul din Betleem cu toiagă în mână și cu praștie. Și fiți atenți cum acționează. David a lăsat armura pentru că n-a putut să meargă și a luat toiagul în mână și a ales din părâu cinci pietre netede, le-a pus în traista de păstor și în buzunarul hainei, apoi cu praștea în mână a înaintat înaintea filisteanului. Praște, și el vine cu o suliță din aia mare, grea, cu scutier, cu pavăză, cu coif, cu toate armurile din aramă pe el, sclipeau în bătaia soarelui și tu te duci cu o praștie și cu un toiac. <laughs> Când se uită ăsta la el, și poți că, dar ce sunt eu, mă sunt câine, să vii la mine cu prăști și toiege pe bune. Adică, vă dați seama aroganța aia a luptătorului care este pus să lupte cu cineva care este sub, sub nivelul lui de pregătire fizică și militară. Hmm. Hai, că. Vreau și eu să mă distrez un pic acum, dacă tot ai intrat în arenă, hai să ne batem. Și intră într-un joc din asta al bagiocurei și al, al ironiei la, la cauza lui Dumnezeu și la adresa lui David. Este foarte greu să reziști acestui val de ironii care vin asupra ta. Atunci când ești bine motivat, bine intenționat să faci anumite lucruri, când începi să ieși din carapacea aceasta a mediocrității și când vrei să realizezi lucruri mărețe în viață și vine câte cineva și îți dă așa câte un bobărnac sau câte o palmă sau câte un pum și zice, fii mă serios, tu să te apuci acum să faci asta. Pe bune! Vezi de treaba ta, nu Lasă, lasă, nu, nu... Tu îți dai seama. Dacă eu sunt cine sunt... O să realizezi tu mai mult decât mine. Însă, nu uitați că învingerea fricii este un imperativ, nu o opțiune. Și aici intervine credința, trecând de zona aceasta motivațională. Credința trece dincolo de toate aceste elemente umane care au până la un anumit punct. Niște motivații de creștere, de dezvoltare, de realizări, care nu sunt rele până la urma urmei, pentru că avem nevoie de ele. Dar dacă vorbim de realizarea ta ca persoană, de realizarea caracterului tău, de creșterea ta spirituală, ele nu pot să fie de o dimensiune consistentă decât dacă sunt în legătură cu Cel care te-a creat. Așa că frica este primul simțământ pe care omul l-a simțit atunci când s-a despărțit de Dumnezeu. Și faptul că oamenilor le este frică de cele mai multe ori să acționeze în direcția binelui nu se datorează faptului că n-ar putea să acționeze, ci se datorează faptului că au o motivație greșită. Dumnezeu nu mai este acolo. Dumnezeu nu mai este deasupra lor. Dumnezeu nu mai este pentru ei un reper și s-au învățat să acționeze singuri. Și în momentul în care sunt singuri, față în față cu o provocare, se simt mai mici, așa cum este și normal. Dacă David s-ar fi dus în numele lui, a, mă duc eu să demonstrez cât de puternic sunt, să iau fata împăratului, să pun mâna pe bogății, să devin cineva și tot Israelul va ști Cine sunt eu, David? Să vedeți câte like-uri o să primesc și când trec așa printre fete, o să trag cu ochiul și toate o să fie moarte după mine. Wow, ce tare! Nu? Nu prea funcționează. Filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă. Filisteanul a zis lui David ce sunt câine de vin la mine cu toiege și după ce l-a blestemat pe Dumnezei lui a adăugat Vină la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului David a zis Filisteanului tu vii împotriva mea cu sabie cu suliță și cu pavăză Iar eu vin împotriva ta în numele Domnului Oștirilor în numele Dumnezeului Oștirilor Israel pe care ai ocărât-o Asta este motivația mea și faptul că nu mai avem putere, dragii mei. În bisericile noastre, în viața noastră, este pentru că l-am lăsat pe Dumnezeu la o parte și nu mă refer la Dumnezeu ca la o, o icoană din asta lăsată undeva uitată la care ne mai gândim din când în când mai spune câte un avem Maria, câte un tatăl nostru ne mai rugăm, mai mergem la biserică mai dăm un ban la biserică mai facem câte un act de caritate și gata s-a terminat cu Dumnezeu nu despre acest Dumnezeu sau despre niște ritualuri pe care le repetăm într-o manieră cât se poate de ridicolă uneori ci despre acea teamă de Dumnezeu care îți îți cuprinde inima și despre acel drag de Dumnezeu. Că de greșit toți greșim. Toți avem defecte și dacă e să le găsim, le găsim. Însă inima acolo este. Este inima ta lui Dumnezeu. Este motivația ta legată de Dumnezeu. Pentru că dacă inima nu este legată de Dumnezeu, Toată opera vieții tale va fi un eșec. Sau poate că va însemna ceva că au fost și oameni nemântuiți care au scris istorie, au făcut artă, au făcut cultură, însă toate s-au oprit aici. Astăzi Domnul te va da mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul, astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor păsărilor cerului și fiarelor pământului și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Totul era pentru Dumnezeu și despre Dumnezeu, nu despre El însuși, nu despre ceea ce poate să facă, nu, despre ceea ce poate să facă Dumnezeu. Și spune mai departe de Sfânta Scriptură: Îndată ce Filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, Da, seama că l-a înfuriat. Hai să văd eu ce Dumnezeu ai tu acum. Hai să te lupți cu mine și hai să vezi, te trântesc de nu te vezi și o să-mi bate o joc de tine și de tabăra ta și o să fie o distracție extraordinară. Când sfidezi superioritatea cuiva, îl înfurii foarte mult. Și prin credință, David a reușit să îl înfurie pe Goliat. Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului fără nicio frică și a vărât mâna în traistă, a luat o piatră și a aruncat-o cu praștea, a lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea filisteanului care a căzut cu fața la pământ astfel cu o praștie și cu o piatră. David a fost mai tare decât filisteanul, l-a trântit la pământ și l-a omorât fără să aibă sabie în mână. Vă dați seama ce a putut să realizeze cu puterea lui Dumnezeu. Bineînțeles, avea și îndemânarea de a trage cu praștia, însă să ai curajul să lupți cu un asemenea războinic, cu metode chiar pentru vremea aceea rudimentare, era cât se poate de înfricoșător și de ridicol. Însă, aceste arme simple, puse la îndemâna cauzei lui Dumnezeu, au făcut ca acea cauza lui Dumnezeu să triumfe. După toată această luptă, după ce David l-a doborât pe Goliat, spune cuvântul lui Dumnezeu că filistenii au luat-o la fugă și bărbații lui Israel și Iuda au dat chiote și au pornit în urmărirea filistenilor până în vale și până la porțile Ecronului. Filistenii răniți de moarte au căzut pe drumul care duce la Shaarim până la Gat și până la Ecron. Și copiii lui Israel s-au întors de la urmărirea filistenilor și le-au jefuit tabăra. David a luat capul filisteanului, l-a dus la Ierusalim și a pus armele filisteanului în cortul său. Când a văzut Saul pe David, mergând împotriva filisteanului, a zis lui Abner, căpetenia oștirii, al cui fiu este tânărul acesta Abner? Abner a răspuns, pe sufletul tău, împărate, că nu știu. Întreabă, dar al cui fiu este tânărul acesta, a zis împăratul. Și când s-a întors David, după ce omorese pe filistean, Abner l-a luat și l-a adus înaintea lui Saul. David avea în mână capul filisteanului, o imagine cam macabră, dar asta e scriptura uneori. Saul i-a zis, al cui fiu ești tinere? Și David a răspuns, sunt fiul robului tău, Isai, Betleemitul. Dintr-un pastor, dintr-o familie modestă, David a ajuns în prim plan. Nu cu marketing agresiv, nu cu like-uri, nu cu imagini umflate, nu cu reclamă, ci pe bune. Ori de câte ori vei fi de partea lui Dumnezeu, ori de câte ori vei face ceea ce trebuie, ori de câte ori vei face ceea ce nu fac alții, vei fi remarcat. Atunci când ceilalți se uită în stânga, se uită în dreapta și nu știu ce să facă, dacă tu mergi înainte, deschizi un drum, așa cum a făcut David, după aceea toți au zis, da, uite reperul, ăsta este, mergem după el. Și ideea este nu să meargă oamenii după tine, ci să-l urmeze pe Dumnezeu prin exemplul tău. Asta este motivația pentru care ar trebui să trăim fiecare dintre noi. Să avem repere solide și să devenim un reper nu pentru noi, ci pentru cauza lui Dumnezeu. Pentru aceia care nu reușesc să-l vadă pe Dumnezeu în lumea aceasta, în viața aceasta. Este o provocare enormă în epoca aceasta a relativismului să stai de partea lui Dumnezeu și să-ți păstrezi valorile. Sunt atât de multe tentații și oamenii își doresc să fie atât de mult ceea ce nu sunt, să câștige bani pe nemeritate cât mai repede posibil. De multe ori stau la catedră și îi întreb pe copii, voi ce vreți să fiți? Influenceri. Influenceri cu ce? Păi dacă n-ai nimic aici și aici și nici aici, cu ce să fii influencer? Să le spui oamenilor ce? Doar în cazul în care te apuci de prostii și de lucruri de joasă speță. Însă, n-ai cum să fii un influencer sau un om care influențează pe alții dacă tu nu însemni nimic. Însă, unii au ajuns atât de jos încât și-au luat ca repere nimicuri, atât în ceea ce privește valorile, cât și în ceea ce privește persoanele. Și te miri cum aceste nimicuri sunt atât de popularizate și atât de mediatizate, încât au ajuns să facă în lumii, să o cuprindă, să o înghită aproape. Însă, ține minte dacă motivația ta este greșită, dacă ai repere greșite în momentele de criză, te va lua valul. Vei fi la fel de disperat ca majoritatea. Însă dacă îți vei căuta reperele acolo unde trebuie și dacă îți vei zidi credința pe Dumnezeu și pe lucrarea Lui și pe slujirea binelui, atunci când totul se năruie în jurul tău, tu poți să fii un reper pentru ceilalți. Este o provocare, nu este ușor. Nu toți pot să facă lucrul acesta. Însă, la nivelul tău, poți să. Influențezi lumea în bine. La nivelul tău poți să dai o mărturie pentru Dumnezeu. La nivelul tău poți să crezi în Cuvântul lui Dumnezeu și să le spui oamenilor: Se poate și altfel. Se poate să ai credință. Se poate să slujești pe Dumnezeu. Se poate să aperi cauza lui Dumnezeu. Se poate să fii altfel de om. Se poate să fii un reper. Se poate să-ți găsești reperele oamenilor. Puternity.